înainte, acolo era dormitorul, ăla, acolo, unde e gaura aia. Nu mai avem nimic. Când pompierii au ajuns la fața locului, casele ardeau puternic, iar coloana de fum se vedea de la câțiva kilometri. Toți locatarii au fost evacuați din zonă pentru că buteliile de aragaz din casele în flăcări puteau să explodeze oricând. Intervenția pompierilor este una dificilă deoarece locuințele sunt apropiate una de cealaltă. Aceștia intervin de pe două căi de acces la locuințe. Un bărbat a fost scos pe brațe cu arsuri ale căilor respiratorii. A fost intubat și dus în stare gravă la spital. Alți locatari au suferit atacuri de panică. Hai să filmăm. Uite cum plânge omul ăsta. Ne merge cu ăsta, a murit concubina. Ăsta care a dat foc. A prins vreo lumânare. Și el s-a dus la butic și a luat foc de la lumânare. Nu vedeam nimic în curte, deci nu se vedea, adică nici picioarele nu mi le vedeam de fum. Și m-am dus repede cu asta la gură, pe bâșbuite, mi-am luat cățelul și am plecat. În rest, n-am reușit nimic să fac. Casele cuprinse de flăcări erau spate în spate și focul s-a întins în câteva zeci de minute la toate gospodăriile. În scurt timp au apărut și problemele spre disperarea locatarilor. Dați-vă puțin la pompieri! Nu mai au apă, trag de furtune, arde cu flacără de 50 de metri și ăștia sunt pompieri români! Au fost trimise 6 autospeciale cu apă și spumă din cadrul ISU Constanța, o autoscară, un echipaj SMURT tip B, un echipaj de ambulanță SAJ și de la un serviciu privat din Constanța, încă două autospeciale de stingere cu apă și spumă. După 5 ore de luptă cu focul, incendiul a fost stins. 7 familii nevoiașe au rămas acum în prag de sărbători fără acoperiș deasupra capului. Culmea este că reporterii știrilor Litoral TV au fost în zona mistuită de flăcări în urmă cu o săptămână și au discutat cu oamenii care se temeau tocmai de un incendiu din cauza faptului că nu există surse de căldură locale și fiecare se încălzea cum putea. Polițiștii și pompierii cercetează acum cine se face vinovat de tragedie și cum a fost posibil un asemenea dezastru.